Toate unitățile alimentare de la nivelul județului sunt în atenția Direcției Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor Gorj. În urma controalelor efectuate săptămâna trecută de inspectorii DSVSA, au fost depistate o serie de nereguli. Cu această ocazie au fost aplicate mai multe amenzi, valoarea acestora depășind 8.000 de lei. Inspectorii din cadrul DSV Gorj au efectuat săptămâna trecută 148 de controale în mai multe unități alimentare în târgurile de animale, dar și la circumscripțiile medicilor din județ. Cu această ocazie au fost aplicate și sancțiuni. Am aplicat 7 sancțiuni în valoare de 8.400 lei pe diverse deficiențe. De exemplu, 4 magazine funcționau fără autorizație sanitar-veterinară. Au fost sancționate și patronii au fost chemați la sediul DSV cu documentele pentru a se autoriza. Au fost aplicate sancțiuni pe comercializarea produselor de origine animale neetichetate. Începând de astăzi, inspectorii din cadrul instituției desfășoară o acțiune de inspecție în rândul exploatațiilor care livrează lapte către centrele de colectare, dar și la cele două unități de procesare a laptelui din județ. Vor fi verificate toate bovinele din exploatație, dacă sunt identificate conform legislației în vigoare, dacă fermierul deține documentele de identificare, formularele de mișcare, dacă animalele au fost cumpărate din altă exploatație, fișele de sănătate a fermierilor care se ocupă de mulsul și de comercializarea laptelui, condițiile de igienă. Reprezentanții DSV Gorj recomandă tuturor persoanelor care depistează nereguli privind siguranța alimentelor să se adreseze în cel mai scurt timp instituției.